În timpul Primului Război Mondial, Bucovina a fost transformată în teatru de operațiuni militare, fiind ocupată temporar de către ruși în trei rânduri: septembrie-octombrie 1914, noiembrie 1914 până în ianuarie 1915 și în luna iunie 1916. Atât rușii cât și austriecii au redactat diverse planuri și proiecte secrete care priveau viitorul acestei provincii, fără a ține cont de vreun principiu de drept internațional sau de voința populației acestui teritoriu. Era un moment al istoriei de mare cumpănă. Puterile centrale pierdeau războiul, adică îl pierdeau atunci, nu cândva. Rusia se bolșeviza. Rușii, chiar dacă promisese România teritoriul Bucovinei, întocmiseră trei proiecte de ocupare și anexare integrală a ducatului. Unul în ianuarie 1915 și două la finele anului 1916, care făceau parte dintr-un plan mai amplu de instituire a influenței sau chiar de dominație asupra României, zonei Balcanilor, a strâmtorilor și Orientului Mijlociu. Austro-Ungaria, dorind să atragă România în război de partea puterilor centrale, lua în calcul unele cedări teritoriale, părți din sudul Bucovinei, mai precis, în favoarea regatului României. În curând se împlinesc 100 de ani de la marele act al unirii provinciilor românești în jurul regatului României și a formării României Mari. Între altele, a fost momentul în care și Bucovina s-a unit cu România, cu regatul României. La acest aniversar, cred că e bine să ne aducem aminte de faptele și de acțiunile înaintașilor noștri care au dus și care au, prin tot sacrificiul și prin acțiunile lor, au dus și au făcut posibil această unire a Bucovinei cu România. Mai întâi de toate, cred că ar trebui să ne aducem aminte că în toamna anului 1918, Bucovina, ca provincie a Imperiului Habsburgic, ieșise de scurtă vreme din zonă de război, odată cu încheierea păcii la Brest-Litovsk cu Rusia și a păcii de la București cu România. Momentul de inițiativă, de început, îl putem considera acela din toamna anului 1918, când pe fundalul înfrângerilor suferite în fața puterilor înțelegerii, trupele austro-ungare și cele germane se aflau într-o stare de acum de ringoladă. În aceste condiții, Imperiul austro-ungar se vedea în fază de descompunere. Pentru a salva lucrurile, împăratul Carol I a încercat o acțiune de, să zicem, de ultimă oră, lansând un manifest prin care promitea să federalizeze monarhia austro-ungară. La Chișinău, unde se aflau refugiați bucovineni și ardeleni, bucovinenii și-au constituit un comitet de acțiune în frunte cu reputatul profesor universitar Iancu Ion Nistor, care își propunea să militeze pentru unirea Bucovinei. În Bucovina lucrurile au avut un curs un pic diferit, dat fiind faptul, pe de o parte, că era în cadrul Imperiului și încă lucrurile nu erau clare ce urmează să se întâmple, pe de altă parte chiar și unii reprezentanți ai mișcării naționale românești nu aveau clarificate exact situația. Prima acțiune care a fost întreprinsă a fost cea a deputaților români aflați în Parlamentul de la Viena, care, după mai multe consultări, s-au constituit în Consiliul Național Român la Viena, avându-l în frunte pe Constantin Nisopescu Grecu. La insistența acestui Consiliu Național Român și a deputaților bucovineni din Parlament, pe 22 octombrie a fost convocată ședința Parlamentului Austriac, în care românii au declarat că resping această propunere, manifestul imperial, au refuzat să facă declarații de loialitate față de casa de Habsburg și au declarat că doresc să unească românii din Bucovina cu cei din Transilvania.
Într-un fel, deputații bucovineni din Parlamentul de Viena s-au dorit a fi reprezentanții tuturor românilor, dat fiind faptul că românii din Transilvania nu erau reprezentați la Viena, ci doar în Parlamentul de la Budapest. În această ședință, o intervenție deosebit de interesantă a avut-o deputatul social-democrat, George Grigorovici, care a spus că unirea este un vis și o țintă pe care românii o vor urmări mereu și în veci, sub orice constelație politică și indiferent cum se va croi în viitor soarta lor. La Cernăuț, în aceeași dată, pe 22 octombrie, apărea primul număr al ziarului Glasul Bucovinei, care dădea publicității un manifest program intitulat Ce vrem. El era rodul inițiativei profesorului universitar Sextil Pușcaru și a doctorului Isidor Bodea, căruia îi se alăturaseră un grup de intelectuali din elita românească bucovineană. Prin acest manifest se dorea dreptul la autodeterminare a românilor din Bucovina, dreptul de a-și decide singuri soarta, iar Bucovina urma să se unească în integralitatea sa. Astfel, acestui grup de inițiativă i s-a alăturat imediat cunoscutul om politic Iancu Flondor. A știut să conducă cu tărie și a știut să facă față tuturor evenimentelor destul de imprevizibile și vitrege care au urmat acestui moment. În urma acțiunilor desfășurate de Iancu Flondor împreună cu ceilalți, s-a reușit ca în data de 27 octombrie în Cernăuț să fie convocată o mare adunare națională a românilor care urma să se pronunțe asupra viitorului pe care urmau să aibă acești români din această provincie. Adunarea din Cernăuț, Marea Adunare Națională din Cernăuț, s-a declarat constituantă și a hotărât, între altele, dreptul la autodeterminare a românilor, dreptul de a se uni și deci de a trata împreună cu cei din Transilvania viitorul lor comun. În același timp s-a hotărât să se formeze un Consiliu Național Român, alcătuit dintr-un număr de 50 de persoane, care urma, între altele, să gestioneze întreaga administrare a provinciei pe viitor. Din rândul acestui Consiliu Național Român s-a alcătuit un Consiliu al Secretarilor de Stat, avându-l în frunte pe Iancu Flondor. Adunarea a hotărât să trimită o delegație la guvernatorul austriac al provinciei, contele Etzdorf, căruia să expună toate doleanțele românești și toate hotărârile luate de adunarea constituantă și să-i ceară predarea puterii politice, puterii politico-administrative asupra întregii provincii. Solicitărilor românești, Etzdorf, guvernatorul Bucovinei, nu le-a dat curs, le-a respins pe motiv că nu are instrucțiuni în acest sens primite de la Viena și că nu poate face acest lucru fără o decizie clară. Ucrainenii au decis și ei să facă o adunare națională constituantă și să hotărască unirea Bucovinei cu teritoriul Galiției austriece. S-a găsit din rândul românilor cineva, deputatul Aurel Onciuc, în întâlnirea care a avut loc ulterior pe 4 noiembrie a lui Iancu Flondor cu contele Etzdorf, cu guvernatorul Bucovinei. Iancu Flondor a comunicat că Consiliul Național Român nu împărtășește punctul de vedere al lui Onciu, ba mai mult l-a informat că pentru a putea susține pretențiile românești a fost trimis un emisar la Iași spre a cere sprijinul armatei române. Acest emisar a fost Vasile Bodnărescu, care avea împuterniciri speciale date de Consiliul Național Român să ceară ajutor din partea Guvernului României. Din păcate, România, aflându-se în condițiile dictate de pacea de la București din primăvara anului 1918, nu putea acorda un asemenea și acest lucru a fost comunicat de către
de către Marghiloman că România nu poate acorda acest ajutor militar, ci doar poate oferi arme în vederea creierii un viitor a unei legiuni militare române care să facă față eventual unor confruntări cu ucrainenii. Marghiloman îi spune, dacă ai nevoie, vă dăm câțiva oameni pentru o gardă civilă, adică egal cu zero, mai mult sau mai puțin. Pe 6 noiembrie, ucrainenii, împreună cu Aurel Onciu, s-au prezentat și în mod forțat au cerut lui Esdorf să-i predea puterea și ceea ce s-a și întâmplat. Se părea în acest moment că toate eforturile Consiliului Național Român, toate hotărârile sale erau sortite eșecului. S-a decis pe 6 noiembrie ca divizia 8-a, care era staționată în zona Botoșanului, să înainteze în Bucovina și să ocupe treptat teritoriul până la Cernăuț, așa cum fusese stabilit anterior prin tratatul încheiat cu puterile aliate. În dimineața zilei de 6 noiembrie, maiorul Antonio Nescu, cu primele trupe românești, a intrat dinspre Regatul României în Bucovina, pe acest drum, și evident a trecut pe lângă vechea vamă a regatului, vama Burdujeni, care se afla în această locație. Ora aproximativ, cred că este circa 6:30, deoarece la 7:30, conform lui Erast Tarangu, în amintirile sale, spune că sora lui, Maria Tarangu, elevă la școala de fete, care era vis-a-vis de Biserica Sfântul Dumitru, s-a întâlnit cu maiorul și a fost întrebată dacă în oraș se găsesc soldați austrieci și evident unde este primăria. După lămuriri, fetele au strigat trăiască armata română. În fața înaintării armatei române, Legiunea Ucraineană și Consiliul Național Ucrainean s-a retras pe data din 10 din Cernăuț, s-au retras în Ucraina, în partea de nord a Bucovinei și apoi în Galiția. Pe data de 11 noiembrie, Consiliul Național Român a primit în mod sărbătoresc armata română, divizia 8-a, condusă generalul Iacob Zadic în Cernăuț. Sigur, totul a fost într-un entuziasm general în care lumea striga trăiască România mare, trăiască armata română. A fost o descăstușare, dacă putem spune, emoțională a populației. Patrioții n-au uitat de unde au plecat. Iancu Nistor a comunicat, între altele, lui Sixtil Pușcaru, că guvernul României dorește o unire necondiționată și nu una cumulativă a provinciilor din Austro-Ungaria cu România pentru a face mai ușor față în viitor la tratativele de pace. A urmat întoarcerea la Cernăuț al lui Sextil Pușcaru împreună cu Ion Nistor, care era delegat din partea Guvernului României, stratezic cu Consiliul Național Român din Cernăuț, condițiile pe care se va face unirea necondiționată. Au acceptat ideea unirii necondiționate a Bucovinei cu România, germanii și polonezii, mai puțin evrei, care vor accepta mai târziu această idee. Ca atare, pe 28 noiembrie 1918, într-o atmosferă sărbătorească, la Cernăuț, în sala sinodală a Mitropoliei Bucovinei, a avut loc Congresul General de Unire a Bucovinei, la care au participat delegați din toate colțurile Bucovinei, plus deputați și delegați din partea naționalităților, respectiv din partea germanilor, a polonezilor. În fața acestei mulțimi entuziaste, Iancu Flondor a citit moțiunea de unire a Bucovinei cu România, prin care se unea teritoriul Bucovinei în vechile sale granițe de la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu Regatul României pentru totdeauna. Moțiunea a fost sprijinită cu argumente istorice de către Iancu Nistor, care a
făcut un expozeu al necesității acestei uniri necondiționate cu Regatul României. Această hotărâre a fost primită cu entuziasm atât de cei din sală, cât și de populația românească de pe întreg cuprinsul Bucovinei. Iancu Flunor se duce la regele Ferdinand și spune cuvintele care sunt cunoscute: am plecat puțini și ne-am întors mulți. S-a ajuns la împlinirea unui deziderat a mai multor generații de unire a românilor într-un singur stat. Ce zestre a adus Bucovina României în 1918? Bucovina a venit în cadrul României Mari cu o zestre importantă în domeniul învățământului. La începutul secolului 20, circa 90% dintre toți copiii de vârstă școlară erau cuprinși în diverse instituții de învățământ public sau privat. Erau școli cu predare în limba germană, în limba poloneză, în limba română, în limba ucraineană. Erau școli care pregăteau copii pentru diverse meserii. În Cernăuți era o universitate înființată în anul 1875, care a pregătit generații de intelectuali care s-au manifestat în diverse domenii ale vieții culturale, economice, sociale și politice. După unire, Bucovina s-a manifestat ca o provincie în care respectul față de lege, respectul față de ordine a fost deosebit. Probabil că acele reguli impuse de Imperiul Austriac au făcut ca bucovineanul să devină un model pentru alți români din România Mare. Bucovina a venit în cadrul vechiului regat cu un număr important de orașe, cu o viață urbană extrem de bine dezvoltată, cu orașe care aveau infrastructură modernă, o infrastructură culturală, o infrastructură educațională, infrastructură rutieră, orașe cu un aer de Imperiu Central European. Pe parcursul stăpânirii austriece, Bucovina a căpătat experiență în ceea ce privește viața parlamentară și politică. Bucovina avea propria sa dietă, avea reprezentanți în Parlamentul Central și acest lucru a făcut ca și în perioada interbelică Bucovina să fie extrem de activă în ceea ce privește proprii săi reprezentanți la București. În perioada interbelică, Parlamentul de la București a fost o tribună potrivită pentru reprezentanții bucovinenilor, românilor, evreilor, polonezilor, ucrainenilor și altora de a-și prezenta punctele de vedere în ceea ce privește problemele importante ale Bucovinei, în ceea ce privește problemele importante ale societății românești. Au pledat pentru o structurare democratică, o structurare constituțională a societății românești în perioada interbelică. Ca și concluzie, putem spune că Bucovina a adus regatului României o zestre importantă, învățământ de toate gradele și o populație alfabetizată, cultură, economie diversificată, o rețea de transporturi importantă și, nu în ultimul rând, un spirit multicultural și interconfesional unic.